am cumpărat aceste mașini pentru proiect cumva pe rând. Deci am pornit cu două pe care le-am găsit într-o condiție relativ bună și pe care am putut să le preluăm în recondiționare și restaurare. Și a venit ulterior și a treia, care s-a lăsat cel mai mult așteptată, cea din 1977 și care se numește Letiția. Vorbind de nume acum, a fost greu să le alegem, pentru că am dorit niște nume care să vorbească cumva de zonele geografice din care provin. Deci avem mașini din trei zone geografice. Letiția vine din Ardeal. Din țara Letiția. Exact, din țara Letiția, ne-a spus un politician care se mai află și în străinătate și cred că ar fi putut să își dedice ceva mai mult timp să învețe geografia și limba română, dar ne-a spus că există o țară Letiția. Ea vine din zona Alba. În Ardeal, în perioada ocupației austro-ungare, românii își botezau copiii cu nume latine. Pentru că numele latine, spre deosebire de numele românești, nu puteau fi maghiarizate. Atunci am zis, ok, ce a fost autentic în materie de naming în Transilvania? Ok, luăm un nume cu rezonanță latină, Letiția. Este netransformabil. Așa este în toate limbile. O avem pe Malvina, cea crem din 1984. Este prima generație de 1310 și de foarte mulți colecționari este cea mai apropiată. E considerată cea mai apropiată de proiectul Renault 12 din anii 80 ca și look, nu proiectul original din 1968. Ea vine din Vrancea. A fost o mașină care a lucrat din greu. Deci noi când am luat-o semi-vopsită și am început să îi demontăm tot interiorul, pentru că interiorul a trebuit reconsiderat complet și reînlocuit, am dat jos vreo 20 de kilograme de pământ din interior. A fost o mașină care a lucrat prin vie în Vrancea. Deci se pare că a avut mult de lucru în cei 30 și mulți de ani, adică 35 de ani. Dar din 2018 a venit în București. Se numește Malvina, un nume care se regăsește și în zona Moldovei și în zona Ardealului, în aceeași măsură. Cea albastră provine de la un proprietar din București. Este un 1310 TX fabricat în anul 1989. Și ne-am dorit un nume specific în țara românească și am numit-o Domnica. Era un nume folosit în această zonă a țării în secolele 17 și 18 și chiar spre noi 19 și 20. Din punctul ăsta de vedere, cu totul întâmplător, este că daciile noastre formează tricolorul. Și din punctul ăsta de vedere putem să susținem în mod autentic o poveste despre România în fața turiștilor pe care îi avem. Apropo de asta că ai menționat de câteva ori, tu ești fondatorul unei companii, să spunem? Unui proiect. Fondatorul unui proiect care are de-a face cu experiențele, în principiu. Și anume oferă experiențe turiștilor străini despre ce înseamnă să conduci un autoturism din perioada comunistă din România. Spune-mi, te rog frumos, care e reacția oamenilor în momentul în care vin, adică ce speră ei să găsească în momentul în care se urcă într-o dacie și ce îi uimește cel mai mult? Cu siguranță se așteaptă să găsească nu ceea ce primesc. Pentru că reacțiile lor produc o transformare completă. Deci unii dintre ei vin, să zic, bine dispuși în sensul bun al cuvântului la tur, da? Alții vin mai neutri, dar în permanență când se urcă în mașină și când constată că acel habitacul este total diferit și oferă alte senzații și reacții decât mașina contemporană din care probabil s-au dat jos ca să ia avionul spre România. Este vorba de reacție de uimire, de șoc, râd, se râde.
Deci, dacă ai ocazia să faci fotografii celor care sunt la volanul Daciei și care descoperă simplitatea, dar și stângăcia sau lipsa de precizie a comenzilor față de o mașină contemporană, îi vezi râzând. Deci sunt niște oameni care ies foarte încărcați pozitiv din acest tur. Pe de altă parte, e o chestie pe care străinii nu o înțeleg. Faptul că la o mașină atât de populară în România, fabricată într-un 1.900.000 de exemplare în perioada 1969, dacă nu mă înșel, 2004, când a încetat producția acestui model, 1300 sau 1310, ei nu înțeleg de ce lumea întoarce cap. Și atunci, evident, ni se ridică o minge la fileu și trebuie să le explicăm că acei oameni se uită pe de-o parte la aceste daci care defilează cu ei în interior pentru că sunt într-o condiție foarte bună, fotografică, fotogenică, dar pe de altă parte, în interiorul lor, descoperă legăturile pe care le au ei cu copilăria sau cu adolescența. Am fost la o manifestare a clubului de colecționari în regie, se numește Fabricat în România, și au fost expuse mai multe modele fabricate în România și studenții, majoritatea lor, care veneau de la cursuri și vedeau mașinile parcate, se duceau la modelul de 1310, faza a doua. Deci veneau la Domnica, TX-ul meu fabricat în 89, sau la mașinile similare cu Domnica, din aceeași perioadă. Și stau să mă întreb de ce se întâmplă așa și era foarte clar, pentru că mulți mi-au spus: păi știi, tatăl meu, când eram eu copil, avea așa ceva. Ei la 21, 22 de ani, 23 de ani, se simt mai apropiați de modelul 1310 cu care au copilării decât de modelul 1300 clasic. Am avut grupuri din Franța. Când au văzut-o pe Malvina, cea Karen din 1984 cu mască îngustă, au exclamat: wow, this looks like a Renault 12. Pentru că așa arăta Renault-ul 12 în Franța în perioada anilor 80, înainte să înceteze producția. Da? Ulterior s-a continuat producția într-o formă apropiată în Turcia și în Spania. În Turcia până cam în zilele noastre, în Spania până prin 85-86. De asta spun cumva, e un complex de emoții și de reacții pe care ei le au, întotdeauna pozitive, și care îi ajută cumva să înțeleagă ce înseamnă să fii român. Pentru că, spre deosebire de călătoriile lor din anii 70-80, cei care sunt la 50 de ani, condițiile în care călătoreau românii cu dacile erau net diferite. Nu aș spune inferioare, erau la un alt nivel. Da. Și mulți dintre ei sunt curioși din acest motiv să cunoască cum călătoreau românii în anii 80. Acel tânăr care s-a născut în Republica Democrată Germană și care și-a trăit copilăria în Trabant, a trăit această copilărie având în fața ochilor o imagine, că Dacia, deținută de membrii nomenclaturii de partid dederiste, era o afirmație de status. Și el a visat îndelung că părinții lui să poată să-și cumpere la un moment dat o Dacie, pentru că Dacia era, te punea undeva într-o altă categorie socială. Nu a apucat să-și cumpere o Dacie, pentru că între timp germanile s-au și unit și nu s-au mai comercializat Dacii, dar când a venit la București, primul lucru pe care l-a făcut a fost să rezerve un tur pentru el și pentru cei 10 colegi cu care a venit să se plimbe toți cu Daciile. Ei, țin să spun că am vorbit cu el după tur și l-au felicitat toți pentru alegere. A fost o experiență pe care a apreciat-o ca fiind incredibilă și unică.
La mine, cumva, întoarcerea, pentru că întoarcerea la Dacia a avut loc după o perioadă lungă de absență din viață, adică din 92 până în 2018 la început, când am cumpărat primele două mașini, nu am mai avut Dacia. Și cumva uitasem lucrurile astea, dar ca la prima iubire, când le redescoperi, îți dai seama că ai fost acolo și că te-ai simțit bine. Și cumva, pornind și de la ambiția de a arăta că și România poate să fie pusă pe harta tururilor de oraș pe care există alte capitale din Europa de Est, a fost și o ambiție personală, pentru că până la urmă în toate capitalele din Europa de Est, astfel de tururi cu mașini fabricate în Europa de Est au loc. M-a pus în mișcare. Am luat mașinile, am apucat să le fac și după aia am zis, este ceva mai mult decât are face niște mașini. Pentru că eu cu aceste mașini, practic am acces la amintirile mele din copilărie. Și nu ascund faptul că îmi place să conduc Dacia. Am reînvățat să-mi placă să conduc Dacia. Dându-mă jos dintr-o mașină super tehnologizată și super digitalizată, redescoper o experiență true sau, nu știu, raw, cum este la modă acum. Adică este o experiență curată, este o mașină onestă, este o mașină care îți spune că ceva este în neregulă, numai că trebuie să-i cunoști limbajul. Și este o mașină la care, dacă o iei dintr-o condiție proastă și aduce la o condiție bună. Asta înseamnă să se ducă din punctul A în punctul B într-un procent de siguranță relativ ridicat. Vei avea parte doar de mici incidente care, mă rog, sunt asumate și care fac parte din frumusețea condusului. Adică mai schimbi o bujie, s-a stricat o fișă, s-a înfundat un filtru, s-a înfundat un jicler. Ok. S-a împușcat platina la două rânduri de bujii și se împușcă platina sau când e frig afară, nu pornește, ții cablurile cu tine și asta este. E o chestie asumată, adică ai un soi de surviving kit în spatele mașinii și, mă rog, știi ce să faci cu el. Eu am reînvățat lucrurile astea. Am stat lângă tatăl meu când șurubărea la mașină, pentru că după fiecare călătorie din asta de câteva sute de kilometri, evident, tatăl făcea un damage control și ne uitam dacă curge, s-a rupt, pentru că evident trebuia să ne întoarcem de unde am plecat și în aceleași bune condiții și, mă rog, mai apăreau lucruri. Stăteam cu tatăl meu să șurubăresc la mașină. Era cumva plăcerea aceea de a sta cu tatăl tău și a învăța ceva. Da? Și, sincer, le uitasem. Dar mi le-am reamintit. E mașina care te-a refăcut mecanic. Da. Am reînvățat să fac mecanic și să descoper că niște lucruri extrem de simple, făcute acum 40 de ani, într-o logică străină de logica contemporană, funcționează. Și funcționează bine. Și asta mă refer, nu știu, la modul cum sunt asamblate componente pe care trebuie să le dai jos și să le pui la loc. Sunt uimit de ingeniozitatea oamenilor care au gândit acest proiect în anii 60. Având în vedere că am discutat despre atunci versus acum, aș vrea să fac o paralelă și să-mi spui, te rog, care erau ritualurile de îngrijire ale daciilor, cele din copilărie și cum ai grijă de ele acum? Sau dacă ai avut vreo rudă în familie care avea o atenție exacerbată de a conserva, da, autoturismul copilării. Vezi tu, aici lucrurile trebuie privite puțin nuanțat, în sensul că pentru o Dacie cumpărată în acei ani erai pus pe o listă. Deci reprezentai o listă, un număr pe o listă, da? Și faptul că societatea comercială care vindea acea Dacie nu se numea societate care comercializează automobile. În denumirea sa este, nu există auto. Nu este niciun cuvânt care se ducă cu gândul la un car dealer. Deci, statul în acea perioadă nu te încuraja să deții o mașină.
logica regimului din acea perioadă a fost în anii 70 diferită față de anii 80. În anii 70 a vrut să construiască o mașină pentru oameni, să le dea posibilitatea să-și petreacă timpul liber sau să-și îmbunătățească viața sau să-și ridice viața la alt nivel calitativ. În anii 80 toată lumea s-a speriat de amploarea fenomenului și au spus stop, dar de ce? Putem să le exportăm. Și atunci automat au apărut acele liste. Reprezentai un număr pe o listă la întreprinderea pentru desfacerea materialului sportiv, care vindea și Daci. E, gândește-te că erai chemat în ziua în care îți venea mașina, primeai un telefon și te duceai de acolo și nu știai dacă este roșie, verde, albastră, cremă. Nu știai dacă, nu știu, are toate componentele în spate, coarba, cricul, setul de chei. Cum îți venea, așa o luai. Erai foarte bucuros, îți garantez, pentru că ai așteptat 5 ani. Evident că toți aveam daciile vopsite în aceleași culori, adică Bleu 616, albastrul Mamaia, a fost fabricat și pus pe mașini intens din 85 până în 89, 4 ani. Mai era un bej Egipt și acela a fost secătuit. A mai fost un verde praz, îmi scapă codul. Deci, ani de zile, mașinile erau toate la fel. În acel moment, evident că tu aveai o mașină roșie, vecinul tău avea o mașină roșie. Și spuneai, bine, dar ce pot să fac ca a mea să fie specială sau diferită? Deci e omenească nevoia de a fi unic și de recunoaștere. Doreai să ți se spună, uite, el este Vasile, care are o Dacie care arată așa. Nu, cam toate daciile din fabrică arătau la fel, difereau culorile, dar și culorile erau la fel. Deci automat lumea începea să le bricoleze și nu neapărat în sensul bun. Deci a apărut o zonă din asta de, în ultimii ani, înainte de 1989, în care se fabricau tot felul de componente cu rol estetic. Să zicem așa, dar de fapt rezultatul final te ducea într-o zonă de antiestetic. Și ceea ce se numește acum un soi de ciupacabra, adică erau niște mașini cu niște măști de fibră de sticlă făcute în ogradă și care nu transformau în bine mașina, ci o transformau în rău. Asta era nevoia de personalizare, da? Evident, nevoia de personalizare mergea și în interior. Corect, adică pe Letiția din 1977, când am cumpărat-o de la posesorul său din județul Alba, am primit-o cu un schimbător de viteze cu garoafă trasă în chihlimbar și cu o icoană lipită pe bord. Evident, lucrurile astea se întâmplau și la altă scară și în altă parte a mașinii. În spate se punea un dulăpior de lemn cu o ușă și cu sertărașe, ca să ții toate lucrurile de care aveai nevoie pentru a parcurge distanțe destul de lungi în bune condiții. Țineai chei, bujii, jiclere, becuri, ulei, absolut tot, petice calde, reci, presa de petice, pentru că n-aveai vulcanizare, ventile, nu mai vorbesc, deci ventilele se furau ca și ștergătoarele. Trebuia să le ai în spate, pentru că poate ajungeai undeva și îți căuteau un copil poznaș un ventil și rămâneai fără ventil. Scoteai ventilul, băgai 300 de pompe, cam atâtea încăpeau într-o roată, 300-400 de pompe și plecai mai departe. Deci oamenii au încercat să-și customizeze mașinile cumva, da? Nu au reușit în sensul cel mai bun pentru că nu aveau acces nici la niște repere. Informația era controlată pe deplin. Să uităm de internetul de astăzi, care îți aduce un acces imediat la absolut orice, dar nu aveam niște repere. Industria de sport sau de bricolare a mașinilor, ocupație, dacă nu îi zicem industrie, nu era încurajată de partid. Partidul îi vedea pe români așa, ca niște numere. Eram niște numere în materie de natalitate, de consumul de pâine pe cap de locuitor, ouă, producția de tone de fontă pe cap de locuitor, kilowați. Adică eram numai niște numere, nu trebuia să avem personalitate. De aceea
lucrurile n-au fost încurajate aici. Oamenii aveau grijă de mașini în felul lor. Mașina se spăla în fața casei cu furtun. Cine avea furtun, erai fericit. Dacă aveai un furtun de 20 de metri și o priză de apă la bloc undeva, într-un subsol, erai șmecher. Altfel, toată familia cărea gălețile cu apă, tata ne spunea de care vrea, caldă, rece, cu șampon, fără șampon, că se și clătea. Exista acea cârpă de căprioară, da, normal, care finisai cele 2 ore de lucru. Gândește, acum ați speli mașina în 10 minute, dacă nu. Dacile sunt jucării pentru cei mari, acest fel de daci, cu tot ce a însemnat restaurarea, pregătirea lor, menținerea lor într-o formă atât de frumoasă și până la urmă și realizarea acestui proiect turistic. E o jucărie care îmi place și în momentul acesta mă dau cu jucăria. Adică nu îmi pun problema să renunț la ele. Și asta cu atât mai mult cu cât, mă rog, trecând de prima tinerețe a vieții și îndreptându-mă către a doua, mi-am recuperat cumva o parte din copilărie cu aceste mașini. Sunt mașini la care țin foarte mult, pe care le conduc în weekend în oraș. Las mașina mea super digitalizată pe dreapta, doar ca să retrăiesc momentele anilor 70-80. Și chiar vreau să spun un lucru foarte interesant apropo de cum ești întâmpinat mergând în București cu Dacia. Oamenii care au mașini puternice și costisitoare și în general mărci germane, da, pot să dau un nume, BMW-ul e primul care îmi vine în lucru, întorc capul după tine, cei care au mașini tunate, foarte puternice, preparate, AMG-uri, Brabus-uri, M-uri, îți fac semne, cool, bravo, țin-o tot așa. Păi de ce se întâmplă asta? De ce posesorii de BMW în zilele noastre se uită după cei care au restaurat sau țin niște daci în bune condiții? E foarte simplu. S-a întors roata. În anii 90, toți românii aveau daci. Cei norocoși, da, cărora le venise rândul. Alții mai nenorocoși aveau all-seat. Alții și mai nenorocoși n-aveau nimic. Și toți românii, după Revoluție, se uitau la un BMW, la mâna a doua, din Germania. Drept pentru care și-au aruncat dacile la remat sau pe unde apuca fiecare. Astfel încât dintr-un 1.900.000 fabricate sunt înregistrate în circulație 100.000, nu știm câte circulă în zilele noastre. Din acele 100.000, vreo 300 spre 400 sunt certificate ca vehicule istorice. Existând o astfel de contracție, automat Dacia a devenit o raritate. De aceea eu îl numesc efectul Dacia asupra posesorului de BMW. Posesorii de BMW întorc capul după cei cu Dacia și e un lucru pe care vreau să-l spun tuturor acum, că dacă au posibilitatea să țină o Dacia sau să o salveze, să facă lucrul ăsta, nu pentru că este o investiție financiară bună, ci pentru că pur și simplu păstrează niște amintiri ale lor sau ale celor din jur și pe care le pot transmite și amintirile și mașina copiilor lor. Corect, sunt niște extensii de memorie. Exact, exact. Bun, eu îți mulțumesc din suflet că și eu ai acceptat să stăm un pic de vorbă și că a fost o mare bucurie. Bijuteriile astea trei. Noi cu siguranță o să ne mai revedem, da, pentru că astăzi am mai aflat niște lucruri despre tine. Și atunci, ce să spun, drumuri line și să ne revedem cu bine data viitoare. Să ne revedem cu bine. Perfect. S-a filmat?